pentru vecina mea o dor ochii de la reflector. Rău mă dor ochii, mă dor de lumina stelelor. Păi rău mă dor ochii, mă dor, da, de lumina stelelor. Păi și mă dor. Păi și mă duc și mă cobor, dar la vecină la izvor. Așa, vecină, ardeor! De dimineață te iau cu tine, vină lângă noi. Vino să-ți văd florile din, de pe cap. Așa! La-ra-i-ra-ra-i-ra. Că de la cizme eu. Rău mă dor picioarele, de bătut cărările. Au. Păi rău mă dor picioarele, că mi-s dragi vecinele. Și mă duc, și iar mă duc la Maria lângă nuc. Te aștept. Hai. Mulțumim. Așa ceva. Așa. Rău mă dor ochii, mă dor, cred că de la reflector. Am văzut că te uiți așa mai mic de la tine. Noi avem reflector natural, ne bate soarele în cap. El se uită ciudat. Am văzut că tu te uiți așa mai chiorâș, dar n-am știut de la ce. Așa mă uit eu, în figuri. Să și Maria, că mai am o provocare pentru tine. Ia, pentru spune. Că mi-a plăcut mie toată viața o melodie. Și mă gândesc că ți-a plăcut toată viața. Toată viața până acum la 24 de ani. Ți-a plăcut viața. Îmi place în continuare. Ce te faci să crezi că zi, vecină. Nu mai îmi place. Și mă gândeam dacă poți să cânti melodia Șaraiman și Șaraiman. Haide cu Șaraiman, o să vedem. Dar stai să vedem ce tonalitate. Să vă dau și o piesă, să nu o știți, să nu o ghiciți ce se întâmplă. Un ton ocupat, băieții, aveți? Dați-mi, da, un ton ocupat, un ton de telefon. Un ton ocupat. Cântă ginerică pentru tata socru. Aia cu gurița mi-a plăcut, bine că ai ținut-o. Da, bine că ai ținut-o minte. Doamne, dar zici că e
domnul profesor Mustățea e așa cu interpretările. De ce cu Mustățea? Vai, ați cântat bine acolo, ați atins notele înalte. Până acum ai 2-0, hai nu mai intrăm în polemică, că n-are rost. Haide, nu trebuie să mai cântă. Faci față la o provocare. De ce am dragă 2-0? Cântai păi și eu cu ochii, că mă dor. Pentru că așa vreau și picioarele, a văzut și romatism. Ce ești vrei să-și tu? Ești invitat și invitații nu comentează. Zi, ce mai vrei? Ia, hai. Dă-mi roata un cânt. Roata vieții vreau. Să mai dai înapoi. Care roată? Cu care era? Mare, mică, caruselul tău, eu știu care fi ăla. Care e? Mai întoarce, da? Aia cu 16. Doamne, vai ce viață mai duceam. Hai. Hai. Când aveam eu vreo 16 ani, colaboram cu Doina Gorjului și cântam la spectacole până venea rău. Cu Maria Cotor. Când aveam vreo 16 ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să văd anii tinereții, să văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. S-au dus. E. De la mine pentru Maria, Constantin, colega mea, scumpă și dragă, și pentru vecina mea. Când aveam vreo 20 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mă dusă-i la primărie să declar căsătorie, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mă dusă-i la primărie să declar căsătorie, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să văd anii tinereții, să mă strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Și mai vrei, mai vrei, nu? Mai știu o strofă. Când o să am eu 60 de ani, o să fiu țanțoș. O să arăt mai bine decât acum. Că nu! Când am împlinit 60 de ani, mă plimbam prin parcuri cu casta, vedeam frunzele picând, anii vieții numărând, Doamne, ah, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, anii vieții numărând, Doamne Mărie, ce viață am mai dus. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Parcă mă și vedeam bătrân. Bravo! Acum mulțumesc, ai 2-2 să zicem, dar trebuie să, mai îndeplinești o dorință Mariei. Aoleu, pentru Maria. Păi nu, că a spus mai devreme, să ai uitat. Să nu cereți diamante din astea, că n-am deci bani să le iau. Va trebui să interpretezi Sunt vagabondul vieții haide, mele. Haide, haide. Cine, măturător eu? Măturător de praf de stele. Dar nu știu, mă, cum e la ea. Haide, că te ajut eu. Hai. Seară să petrec cu amintire din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru bilete cu falei. Sunt vagabondul vieții mele,
ca într-un film cu rașca cu măturător de praf de stele. Au, și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, a patru, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Mi se potrivește asta. Mersi, Maria. Sunt un vagabond incurabil. Un trădător, un om cinstit, însă cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai făcut câte o bețivă, am mai iubit niște femei, dar în toată lumii nebunie eu iubesc doar o Mărie. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu rașca cu măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat, și nu i-am dat cât aș fi vrut. Of, of, mai stai, mai stai, că-mi place. Mai ai ceva? Gata, că te mai ai ceva așa frumos? Hai că mai am eu, nu te mai satură Dumnezeu, vino încoa. Sunt vagabond. Sunt alt vagabond. Păi, dar cum ți s-a potrivit asta mânușă, mă? Băi, și nici n-am cântat-o deci, niciodată. Deci, așa uite, bine mi se uite. Potrivește. Te-a citit, Maria. Păi, mai, știu eu, știu. Asta e părerea ta de mine, Maria. Ești capricorn, cunoaște. Am împărțit-o pâine amândoi. Haide, hai, cont-